Micuții de la grădinița Dumbrava Minunată sunt pentru două zile mici ecologiști. Aceștia au plantat flori și arbuști în curtea grădiniței, urmând ca mâine să fie continuată acțiunea de înfrumusețare a spațiului verde. Activitatea face parte din seria de evenimente prilejuite de sărbătorirea Lunii Pădurii, la care participă școli și grădinițe din Alba. Copiii au fost îndrumați în activitatea de astăzi de un reprezentant al Direcției Silvice Alba Iulia. Prin participarea la acțiunile de plantare a arborilor, tinerii iau cunoștință de ce trebuie să fie făcut pentru a crește o pădure, începând de la semințe, recoltatul semințelor, la lucrările care se fac în solarii de producere a puieților, în pepiniere, după aceea plantat și conducerea arboretelor până la vârsta exploatabilității. Copiii au fost foarte încântați de activitatea de astăzi. Scopul este de a sensibiliza micuții preșcolari față de importanța protejării naturii. Astăzi, la grădinița noastră, am inițiat un club al preșcolarilor numit Micul Ecologist, în care urmărim să dezvoltăm experiența naturistă a copiilor, urmărim să le formăm dragostea pentru natură, pentru mediul înconjurător, să-i responsabilizăm prin acțiuni cu caracter experimental, dar și prin acțiuni de ocrotire și îngrijire a mediului înconjurător. Evenimentele dedicate Lunii Pădurii vor continua până în 15 aprilie.